De astăzi, locuitorii comunei Șirineasa pot spune că beneficiază de condiții de viață asemănătoare celor din mediul urban. După ani buni de la demararea lucrărilor, primarul Dan Săraru a semnat astăzi recepția finală la obiectivul canalizare și epurare ape menajere, investiția cărei valoare depășește 1 milion de euro. Și tot astăzi, edilul a ales să inaugureze obiectivul în prezența a numeroși invitați. Gata. Pot să spun că astăzi s-a pus piatra aici de temelie a dezvoltării semi-urbane a localității Șirineasa. Așa cum Iisus i-a spus lui Petru: Petru, pe credința ta eu voi clădi biserica mea și biserica creștină s-a dezvoltat, tot așa cred eu că astăzi în Șirineasa această lucrare vine să încheie un ansamblu, iată, apă, canalizare, școli și tot ceea ce într-o localitate este necesar. Aș vrea să-l felicit în numele conducerii Consiliului de Sean și al meu personal pentru rigoarea, insistența și răbdarea, să zic așa, pe care a avut-o în urmărirea tuturor fazelor acestei lucrări, pentru faptul că, din păcate, punerea, executarea lucrărilor a avut o durată foarte mare, nu din cauza dânsului sau al cuiva, ci în mod deosebit, așa cum spunea și dânsul, datorită unei finanțări necorespunzătoare pe Ordonanța 7 în perioada aceasta 2009-2010-2011. Rețeaua de canalizare se întinde pe o lungime de 24 de kilometri. Potrivit șefului administrației locale, 95% dintre localnicii care au acces la sistemul de rețea de alimentare cu apă se vor putea branșa la cel de canalizare. Peste 200 de familii au făcut deja cerere în acest sens. Vor beneficia locuitorii din 4 sate ale comunei, este vorba de, în ordinea mărimii, satul, locuitorii din satul Șirineasa, din satul Ciorăști, din satul Slăvite și din satul Aricioaia. Nu beneficiază de canalizare locuitorii din satul Valea Lunișului, întrucât ar fi mărit extraordinar de mult costurile lucrarea într-un sat foarte marginaș, aflat la distanță destul de mare de celelalte și cu nevoie de stații de pompare și cel mai greu de traversare al râului Luncavăț. Deci, pentru 7 sau 8 case care ar fi fost acolo, care sunt acolo, ar fi fost nevoie de o investiție foarte mare. Aproximativ 95% dintre locuitorii comunei Șirineasa cred că vor avea posibilitatea în următoarea perioadă să se branșeze la canalizare și pe această zonă fac un apel în acest moment ca toți cei care au depus cerere, pentru că a fost o corespondență între mine și populație în baza unei scrisori pe care am trimis-o, în care le-am spus că urmează să se definitiveze canalizarea și cei care se vor branșa primii vor beneficia de facilități la branșare, facilitățile în primul rând de săpătură, noi având utilaj la primărie. Sunt aproape 200 de cereri deja, din cei 850-900 de oameni care sunt racordați la rețeaua de apă, pentru că noi aveam apă din anul 2004. Deci din cei 850-900 de branșați la alimentare cu apă, aproximativ 200 au făcut cereri și eu estimez că în perioada următoare numărul acestora se va mări cu fiecare zi care va trece. Primarul Dan Săraru speră ca în cel mult 4 ani să se branșeze la canalizare aproape toți locuitorii comunei.